Dănuț Flavian Tudor, băiețelul din Bumbești Jiu, era programat astăzi la operație. Din păcate, aceasta nu a mai avut loc pentru că băiețelul are neapărat nevoie de un transplant de cornee. Ce se întâmplă? Este foarte rău. Deci totul este foarte rău. Ce anume? Totul este rău. Deci transplant de cornee trebuie făcut neapărat. Dacă este de competența medicilor, mai trebuie să mai venim la un control aici. La militari ne-am fost acum. Deci așa, dacă trebuie de competența lor, după ce se mai face un control, se va face aici transplantul de cornee, dacă nu, se va face în străinătate. Lui Flavian i s-a făcut externarea astăzi din spital. Transplantul de cornee se poate face la un spital din țară sau din străinătate. Nu știu ce verdict să dau. Am un bilet de externare care ne-a făcut internarea acum de o zi. Acolo scrie tot. Deci ochiul lui nu are iris, nu are cristalin, e... Da. M-auzi? Da, te aud. Normal trebuia să fie, era programată operația astăzi. Așa, dar nu i-a făcut niciun fel de operație. I-a făcut o examinare sub anestezie generală. Părinții copilului vor cere și părerea altor medici specialiști cu privire la șansa micuțului de a vedea.